Autoritățile sovietice au anunțat în noiembrie 1944 că doresc să primească întreaga uzină Malaxa din București în contul despăgubirilor de război pe care România trebuia să le achite Uniunii Sovietice. Solicitarea a fost analizată de premierul Constantin Sănătescu la ședința din 16 noiembrie 1944 a Consiliului de Miniștri. Discuția a fost reluată după două săptămâni la reuniunea din 29 noiembrie 1944, deoarece la Malaxa existau echipamente moderne pentru fabricarea de țevi pentru forajul petrolier, iar reprezentanții sovietici din Comisia Aliată de Control insistau pentru demontarea și mutarea acesteia în URSS. Gheorghe Gheorghiu Dej și Lucrețiu Pătrășcanu au fost singurii membri ai guvernului condus de generalul Constantin Sănătescu care au acceptat cedarea întregii uzine în mâinile sovieticilor. Opinia antinațională a lui Gheorghe Gheorghiu Dej a fost categorică la reuniunea din 29 noiembrie 1944 a Consiliului de Miniștri. După părerea experților noștri, această fabrică era socotită parazitară. Vom obține noi țevi de la dânsii, tot așa bune. La rândul său, Lucrețiu Pătrășcanu a comentat rentabilitatea obținută la uzina Malaxa în perioada interbelică. Era sistemul monopolului, dus la maxim. Este o ironie a sorții faptul că ambii lideri comuniști români trădau în acel moment interesele naționale, acceptând întocmai solicitările sovietice și, după aproape 10 ani de la acea ședință, Gheorghe Gheorghiu Dej și Lucrețiu Pătrășcanu se aflau în rolurile de călău, respectiv victimă, ultimul fiind acuzat, abuziv de această dată, de trădare, condamnat la moarte și executat în 1954 și apoi reabilitat post-mortem în 1968. Mai mult decât atât, Gheorghe Gheorghiu Dej a fost cel care a insistat la mijlocul anilor 50, pe lângă autoritățile sovietice, pentru construirea la Roman a noului combinat siderurgic. Redenumită fabrica de țevi la 29 mai 1957, acea unitate industrială a fost înzestrată cu un laminor de 16 țoli și a avut ca obiectiv principal de activitate realizarea de echipamente tubulare pentru foraj petrolier prin laminarea materiei prime, la fel ca la uzina Malaxa pe care Gheorghe Gheorghiu Dej și Lucrețiu Pătrășcanu au dorit să o cedeze în întregime autorităților sovietice în noiembrie 1944.